să muncească puțin și să primească mult. Asta e foarte greu de continuat în viitor. Sigur, noi înțelegem că oamenii nu pot lucra tot timpul în același sector, adică în unele sectoare grele, și de aceea am adoptat măsura care am spus-o. Dar am ajuns la 300.000 de oameni, așa zici, pensionari de gradul 3, care majoritatea nu au lucrat în mine sau în sectoare grele de muncă, și în munci foarte ușoare, dar care se pensionau și datorită unei denaturări și încălcări a legilor, primeau și pensia și posibilitatea de a munci unde vor, de a câștiga mai mult decât câștigau înainte.